ce mi-a plăcut aici, dincolo de complexitatea asta a spiritului analitic care a fost Paul Ricoeur, a fost omenia lui pe care eu am amintit-o și la alți interlocutori și în legătură cu primul volum. Adică avea o, cum să zic eu, candoare, o generozitate. O generozitate. O bunătate, de fapt, bunătate. El meditează asupra morții și spune, domnule, el era, cred că protestant, aproape practicant, să zic așa. Deci, un spirit deja impregnat oarecum de spiritul religios, dar, lucru interesant, ați văzut și în cartea aceasta despre moarte, el spune că figura centrală, de fapt, în care putem crede este a lui Iisus Hristos, adică a unei divinități încarnate, a omului suferind, care invită la compasiune. Asta e foarte important. Da. Și acum mă întorc o clipă numai la Paul Ricoeur, care vorbea despre memorie și uitare. Cred că am sărit un pic peste problema asta. Spunea Paul Ricoeur, există o memorie care șterge și o memorie care păstrează. Da. Adică există una care e o uitare vinovată, să zic așa, nu, care ține de fapt și de evoluția noastră psihică, a vârstelor. N-am putea ține minte tot ce ni s-a întâmplat, iar răul cu atât mai mult. Nu putem ține minte tot, dar pe de altă parte există o memorie, un fel de portofoliu, zic eu, al memoriei care se sedimentează și care rămâne acolo și care invită mereu și cum să zic, oferă mereu prilej și va oferi mereu prilejul de reflexie asupra ceea ce a însemnat trecutul, pentru că Ricoeur avea și un mare sentiment al tradiției.